Iubiți frați și surori, sunt deosebit de bucuros să pot fi și în această seară împreună cu dumneavoastră, după ce aseară am fost la o conferință specială cu cei mai bărbați din Portland. Sunt convins că Domnul a început o lucrare deosebită în biserica aceasta și mulți dintre dumneavoastră care vreți să vă dedicați mai mult Domnului și slujirii Domnului, veți lua lucrurile în serios și în lunile și anii care vor veni, biserica dumneavoastră va dezvolta o lucrare specială a bărbaților, care vor deveni niște luptători împreună cu Domnul pentru schimbarea comunității în care dumneavoastră trăiți. Domnul să vă binecuvânteze! Mulțumesc fratelui Vasile, mă rog Domnului să-l binecuvânteze în slujba pe care o are, nu are o slujbă ușoară, dar când va fi grea slujba asta, îi ofer exemplul meu, poate să înceapă biserică mică. Există o binecuvântare extraordinară să fii într-o biserică mică. După ce am slujit Domnului atâția ani, de 26 de ani acum sunt în America și tot în biserici mari am umblat. Și Domnul m-a binecuvântat acum cu o biserică mică și sunt foarte fericit de toți frații și surorile pe care Domnul mi-a dat. Este nemaipomenit să te duci la biserică între prieteni și să nu mai ai sentimentul ăla că te duci la biserică ca la miliție, ca la poliție. Să te duci să te amendeze cineva. Este extraordinar să te duci, să te întâlnești cu frații și am numit biserica aceasta Agape, care vine de la dragoste și noi credem că biserica noastră este un loc unde dragostea este la ea acasă. Întotdeauna spunem lucrul acesta pentru că credem în el. În această seară aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva dintre ideile care m-au încurajat în aventura aceasta pe care am început-o recent și am să vă vorbesc în această seară despre o școală specială, Universitatea Deșertului, Desert University, din Phoenix, Arizona, probabil. Vreau să vă vorbesc puțin din viața lui Moise, pentru că omul acesta care a studiat, spune Sfânta Scriptură, toată înțelepciunea Egiptului, îi mai lipsea ceva. Îi mai lipsea o școală foarte specială și Domnul l-a călăuzit spre o asemenea universitate care se cheamă Universitatea Deșertului. A petrecut cam 40 de ani la universitatea asta. O să învățăm în această seară că la școala asta stăm așa de mult până când învățăm să auzim ce spune Domnul. Durata acestei școli depinde de atitudinea noastră. Vom sta în deșert până când vom fi formați de Domnul ca să fim folositori împărăției Lui. Dar aș vrea să am o introducere un pic mai lungă în această seară, mai ales că am auzit că trebuie să predic o oră. Nu știu dacă să fac față eu la o oră. Dar în introducerea mea vreau să vă spun un lucru foarte important pe care l-am învățat. După ce am început această biserică, am început să căutăm în Cuvântul lui Dumnezeu o serie de texte care să ne încurajeze la început de drum și am găsit o expresie care ne-a fost foarte dragă. Domnul este cu tine. Am vrut să știm că nu plecăm singuri în aventura aceasta, că Domnul este cu noi. Am vrut să ne reasigurăm și am căutat în Sfânta Scriptură expresiile acestea și le-am găsit de foarte multe ori. Una dintre aceste expresii se găsește în Corinteni, capitolul, în Faptele Apostolilor, capitolul 18, de fapt se petrece în Corint evenimentul acesta, unde Domnul îi vorbește direct Apostolului Pavel și Domnul îi spune așa, căci sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Nu te teme, spune Domnul, ci vorbește și nu tăcea. Eu sunt cu tine. Conjunctura în care Dumnezeu a vorbit Apostolului Pavel era una foarte dificilă. Pavel venea după o experiență puțin nefericită din Atena. O campanie de evangelizare, dacă vreți, în care lucrurile n-au mers așa cum a crezut Apostolul Pavel. S-au pocăit foarte puțin la predicele Apostolului Pavel. Și cred că Pavel era dezamăgit
de modul în care a fost tratat la Atena de către greci. A venit spre Corint și a venit fără bani, pentru că un necaz întotdeauna îl duce pe ălălalt, nu-i așa? Necazurile vin la pachet, nu vin numai unul singur. Și întotdeauna vin la momentul nepotrivit, așa-i? Niciodată nu vin necazurile la momentul potrivit. Era epuizat emoțional, era dezamăgit de evangelizarea din Atena, rămâne fără bani, că așa este. Frații nu mai investesc în campanii de evangelizare care nu duc la rezultate, nu-i așa? Cine investește într-un evanghelist care predică Evanghelia și nu se pocăiește lumea la predicile lui? Rămâne fără bani și se apucă de lucru. Pavel găsește pe Aquila și Priscila, care făceau corturi, este meseria lui, și se apucă de lucru împreună cu ei să-și câștige bani. Spune Sfânta Scriptură că se duce la sinagogă în fiecare sâmbătă și vestește Evanghelia. Dar spune versetul 6 din capitolul 18, Faptele Apostolilor, fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis, sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Casa era vecină cu sinagoga. În sinagogă, Pavel este întâmpinat cu împotrivire și batjocură. Nu vi se pare foarte ciudat? Unii oameni nu sunt mulțumiți să-ți fie împotrivă. Trebuie să și bată joc de tine. Nu? Domnule, dacă ești fratele contra, nu mai este aici, că s-a mutat în Texas, l-am întâlnit pe acolo, de la dumneavoastră, fratele contra de la dumneavoastră în Texas acum. Dar dacă ești fratele pentru contra, nu? Ești împotriva lucrării lui Dumnezeu, împotriva evangeliștilor, împotriva păstorului. Hei, mulțumește-te cu asta, cu atâta. De ce trebuie să-l și mai bați jocorești după aia? De ce trebuie să-ți bați joc de el? Dar întotdeauna așa folosește diavolul pe oameni, nu numai că ți se opun, dar îți bați joc de tine. Și Pavel ia o decizie foarte inteligentă. Eu m-am încurajat enorm de mult din întâmplarea asta, pentru că mi-am dat seama că am făcut și eu tot la fel, fără să-mi dau seama. Ce a făcut Apostolul Pavel? Vedeți, când oamenii sunt împotriva ta și îți bați joc de tine, poți să faci două gafe foarte mari. Enorm de mari. Numărul unu, să te superi pe Dumnezeu că te-a lăsat în situația asta, așa, și să nu mai vrei să auzi de El și de lucrarea Lui și de biserica Lui niciodată. Te apuci de făcut corturi, de business, de cine știe ce și nu mai dai pe acolo, că ești sătul, sică în taie de oamenii care nu numai că sunt împotriva ta și votează împotriva ta, dar își bat joc și de tine și de nevasta ta și de copiii tăi și de tot ce ai făcut tu în viață. Nu mai vrei să auzi de nimic. Asta este o greșeală foarte, foarte mare. A doua gafă care este la fel de mare este să rămâi acolo să te bați cu ei. Să rămâi acolo și să te bați cu ei. Și să le spui, hei, stai puțin că nici eu nu plătesc chirie la gură. Lasă că vă zic eu. Și Pavel avea resurse să se bată cu ăștia până la venirea Domnului. Așa? Am dreptate? Era mai pregătit teologic decât ei, era mai deștept decât ei și spune Sfânta Scriptură că Pavel se pricepea din când în când să aibă un schimb aprins de vorbe cu frații, nu? Și putea să rămână acolo să se încaiere cu ăștia și să se pună la punct. Dar Apostolul Pavel știe că dacă rămâne acolo, devine ineficient. Și apoi devine ca ei. Se transformă într-un evreu din acela împotrivitor și batjocoritor. Și atunci Pavel zice, enough is enough, mă duc și îmi deschid o altă biserică. Și știți unde a deschis-o? Într-o casă vecină cu sinagoga. N-a plecat prea departe. Okay? Noi ne-am distrat grozav când am citit în Cuvântul lui Dumnezeu, că noi ne-am mutat numai la un blac de stradă de ceilalt. Nu o să fie întâmpinat în viața aceasta cu aplauze nicăieri. Nu o să fie bine. Și Vasile, când ai de împotrivitori și batjocuritori, ascultă-mă bine, du-te un blac mai încolo și deschide o altă biserică.
Asta este o soluție excepțională, vă asigur. Am experimentat-o. Pentru că este mult mai bine să te lupți cu un greu de genul ăsta, cu greul unui început. Nu sunt bani, nu vin frați, e greu. Dar greul ăsta e mult mai ușor decât să stai să te lupți cu frații. E mult mai bine să te lupți pozitiv, făcând ceva, decât să te lupți cu frații, să te lupți cu ei și să ajungi în final ca și ei, să ajungi ineficient. Știți de ce citim noi epistolele Apostolului Pavel în continuare? Pentru că Apostolul Pavel a devenit eficient în lucrarea lui Dumnezeu, izolându-se de grupa aceea de scandal și pornind mai departe și făcând o lucrare frumoasă. Un al doilea lucru care vreau să-l spun în introducerea mea și din nou un sfat bun pentru Vasile, care este păstor începător acum, este exemplul viței de vie. Vița de vie este una dintre plantele cele mai interesante din lume, în primul rând pentru că se adaptează la orice teren, la orice climă, aproape crește oriunde. Și al doilea lucru care este cel mai important, vița de vie nu are nevoie să-și construiască o tulpină pe măsura înălțimii ei. Ea se agață întotdeauna de un suport și va deveni atât de mare cât de mare e suportul ăla. O viță de vie poate să crească cât cel mai înalt stejar din lume, fără să fie nevoită să-și construiască o tulpină atât de uriașă, pentru că ea se agață de cel mai înalt stejar din lume. Vița de vie depinde de suportul ei. Ascultați-mă bine, dacă țara asta nu o să auziți nimic ce mai zic eu, ascultați măcar asta să o rețineți. Vom crește atât de mari, vom fi atât de puternici, cât de puternic este suportul nostru. Ok? Nu vă îndepărtați de suportul pe care îl aveți. Ce este un alt lucru foarte interesant, vița de vie crește în formă de spirală în jurul suportului ei. Orice furtună ar veni, orice vânt ar veni, o parte bună din ea este scutită în spatele suportului de care se ține ea. Apoi, orice vânt, cât ar fi de mare și de puternic un vânt, cu cât e mai puternic vântul și furtuna, ea este tot mai aproape de suportul ei. O strânge furtuna mai aproape de suportul ei. Dacă Dumnezeu, Domnul, este sprijinul și suportul tău, vei fi atât de mare cât de mare este sprijinul și suportul tău. Nu te îndepărta de el niciodată. Nu te îndepărta de oamenii care sunt sprijinul și suportul tău. Nu-i abandona, nu-i trăda, nu-i vinde. Stai alături de ei. Nu pleca de lângă ei. În momentul când ai plecat, ai rămas singur, te-a luat furtuna, te-a luat vântul și ești dead, ești mort. Stai lângă suportul pe care ți l-a dat Domnul. Sprijinește soțul, sprijinește soția, copii, fiți alături de tatăl vostru, de mama voastră, stați împreună și veți rămâne în picioare în ciuda tuturor necazurilor și furtunilor care vin peste voi. În seara aceasta am să vorbesc despre un om care nu a avut suport. N-a avut sprijin. Era fiul fiicei lui Faraon, educat în toată înțelepciunea Egiptului. Și totuși, când au omorât un egiptean, s-a trezit singur. Frații lui au zis, dar cine ești tu? Cine te-a pus pe tine șef peste noi? O să mă omor și pe mine cum ai omorât pe egipteanul de ieri? Și s-a trezit dintr-o dată, fără suportul evreilor pe care el conta într-un fel. De fapt, voia să-i elibereze. S-a trezit singur. S-a trezit singur și avea nevoie de deșert, avea nevoie de școala pustiului. Și a plecat la școală Moise. Moise este un fugar din fața lui Faraon,
ajunge în deșert în fața lui Jehova. Are nevoie să stea în fața uneia mai mare decât Faraon. Are nevoie de studii acum și experiențele acestea ale deșertului contribuie la creșterea lui spirituală. În cuptorul acesta de foc al deșertului se rafinează omul credinței de care se va folosi Dumnezeu mai târziu. Școala deșertului. Desert University. Cineva spunea că întotdeauna în viața noastră succesul te deformează, pe când insuccesul te formează. Toți vrem să fim oameni de succes, nu-i așa? Poate că unii dintre cei mai mari și mai de succes oameni din America sunt actorii de la Hollywood. Uitați-vă la ei, ce deformați sunt. Pentru că eu nu cred că în America există, probabil cu excepția politicienilor, ființe mai fără caracter și fără morală și fără compas de direcție spre Dumnezeu ca și oamenii ăștia de succes care există. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați văzut oameni care s-au îmbogățit peste noapte. Le-au crescut hambarele, le-au crescut conturile la bancă, mintea le-a rămas tot la fel și parcă sufletul a intrat la apă, nu? Au început să fie răi, să fie zgârciți, să fie mândri, să fie cu nasul pe sus. M-am adresat ani de zile unuia și tot îi spunea, mă, dă și tu ceva bani la biserică, domn. Dumnezeu te-a binecuvântat, lucrează. Ce nu acum, nu, o să vezi tu, într-o zi o să fac ceva extraordinar, o să se mire toată lumea. Și a făcut-o. S-a mirat toată lumea. Și-a înșelat nevasta, și-a pierdut tot business-ul și s-a făcut de mirul lumii. Toată lumea a aflat treaba asta. Pentru că întotdeauna succesul te deformează. Puțin oameni rezistă la succes. Moise, când a crezut că el este eliberatorul lui Israel, nu? Este suficient să omoare un egiptean și toată lumea o să-i cadă la picioare. El este fiul fiicei lui Faraon. Evrei ăștia fără școală trebuie să înțeleagă că el este trimisul și eliberatorul nației lui. Știți ce s-a întâmplat? L-a îngropat pe egiptean, l-a îngropat în nisip și a doua zi degetele de la picioare a început să iasă afară, nu? Din mormântul ăsta. Și Moise trebuie să fugă și să plece în această universitate a deșertului, în atelierul lui Dumnezeu. Dumnezeu începe să se ocupe acum de formarea lui Moise. Dumnezeu vorbește în Isaia, capitolul 48, versetul 10, unde spune așa, iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint, te-am lămurit în cuptorul urgiei. Moise este trimis acum în cuptorul urgiei, ca să înceapă să fie folositor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se poate folosi de universitatea lui Faraon. El are propria lui școală. Trebuie să te duci la școala lui ca să te avanseze, să te folosească Dumnezeu. Și universitatea lui Dumnezeu este Desert University. Universitatea deșertului. Te trimite Dumnezeu în pustie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Faraon a aflat ce se petrecuse, așa cum spuneam, degetele mortului au ieșit afară din nisip, sau nasul, s-a dus vestea imediat că Moise a omorât un egiptean, Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise, dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să intrăm acum puțin în curriculum, în programa școlară de la această Universitate a Deșertului și să învățăm și noi câteva lecții practice pentru propria noastră viață, pentru că vrem, nu vrem, vom ajunge sau suntem încă în această școală a deșertului în care Dumnezeu vrea să ne formeze pe fiecare.
Și haideți să vedem lecția întâi pe care o învățăm, este din această Universitate al Deșertului, lecții din deșertul eșecului, a înfrângerilor noastre, a falimentelor noastre. Și lecția numărul 1 de aici este lecția umilinței. Prima lecție pe care trebuie să o învățăm în deșert este lecția umilinței. Spune Sfânta Scriptură că Moise a așezut lângă o fântână. Așezut. Deșertul Madian în care este Moise este de fapt și numele vine de la pământul nimănui. Este un pământ al nimănui. Dacă nu este a nimănui, este a Domnului. Tot pământul este a Domnului. Dar Moise este în acest pământ al nimănui. Puțini oameni, multe dificultăți. De fapt, asta este deșertul, definiția deșertului. Puțini oameni, multe dificultăți. Noi credem că acolo sunt, unde sunt mulți oameni, sunt multe dificultăți. Dificultăți sunt peste tot și nu toate sunt din pricina oamenilor. Haideți să învățăm puțin lecția aceasta a umilinței pe care o învață și Moise. Lucrul cel mai important de aici este că Moise, din plină ascensiune, visa să fie, dacă nu faraon, cel puțin faraon ajunct, dacă era și așa ceva, nu? Sau, mă rog, un asistent, nu? Păstor asistent, păstor asociat, nu? Faraon asociat. Ceva apropiat lui faraon, nu? Să fie undeva sus, era în plină ascensiune. Fusese la școlile Egiptului. Spune Sfânta Scriptură că Moise a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Tradiția și istoria spune că Moise a învățat și arta militară, a condus, a fost împreună cu faraonul într-o expediție în Numibia, a cunoscut tot ce se putea cunoaște din timpul acela. Era în plină ascensiune. Iată-l aici, Moise se oprește și stă jos. Moise stă jos. Se așează jos, lângă o fântână. Succesul i-a alunecat printre degete lui Moise ca nisipul pustiului. E cu mâinile goale. Este jos acum, după ce a fost atâta vreme sus. Pentru că echilibrul cel mai stabil este la pământ. Știți asta? Când stai la pământ, nu mai ai de unde să cazi. Okay? Nu mai ai de unde cădea. Ești deja jos. Pe fundul prăpastiei. Omul acesta acum este zdrobit și nu se mai preocupă de imaginea lui. Oamenii care au ajuns jos nu le mai pasă de imaginea lor. Nu le mai pasă ce zic alții. Noi ca și națiune suntem o nație care ne pasă enorm de mult ce spun alții despre noi, nu-i așa? N-avem ce mânca, asta nu în America, noi ne-am mai deformat aici, sau ne-am format bine. Dar ăia din România n-au ce mânca, își cumpără însă un costum sau haine de marcă și numai cu alea umblă prin oraș să vadă toată lumea, că el numai cu haine de alea de marcă umblă. Își cumpără românul mașină, mașină tare, ați mai auzit asta, tare, mașină tare, de beton, nu știu de ce, asta e termenul acum în România, tare, avea mașină tare. Nu că-i trebuie, dar să știe toată lumea că el este tare, bogat, nu? Imaginea să fie tare bună în fața oamenilor. Când ajungi jos, când ajungi în fundul prăpastiei, you don't care about image. Nu-ți mai pasă de fațadă, nu-ți mai pasă de ce spun alții. Un semn că ai ajuns acolo este că nu-ți mai pasă de ce spun aia alții. Este loc ideal să te umilești și să știi cine ești. Să ajungi jos. În echilibru cel mai stabil. Îmi place așa de mult o frază care spune: în pustiu nu contează cum te cheamă. Nu te întreabă nimeni de altfel, așa?
Nu-i pasă nimănui. Bolovanii aia din pustiu nu sunt impresionați de numele care îl porți. Nu? Spinii deșertului nu sunt impresionați de titlurile tale academice. Nobody cares. Nimănui nu-i pasă de numele tău. În deșert nu contează cum te cheamă. Nu mai contează nimic, de fapt. Este locul în care poți să fii umilit cu adevărat. Este foarte interesant că în limba ebraică cuvântul deșert vine de la Midbar și acest cuvânt Midbar vine de la un alt cuvânt, Dahbar, care înseamnă a vorbi. Pentru că deșertul este locul în care Dumnezeu vorbește. În deșert nu mai vorbește numele tău, reputația ta, realizările tale, ești la pământ, ești jos și acum ai timp și acum ai ureche să auzi ceea ce n-ai auzit până acum. O, binecuvântată este ziua aceea în care Dumnezeu ne pune la pământ să auzim ce zice. Că până atunci am ascultat ce zic alții. Până la locul acela în care ai ajuns în fundul gropii, ai vorbit tu să te audă alții. Știți de ce vorbesc cu oamenii așa de mult? Că vor să fie auziți. Okay? Nimeni nu vrea să asculte, dar toată lumea vrea să vorbească. În deșert nu ai iubiți ascultători. Okay? Și de unul singur n-are rost să vorbești. Acum este timpul de ascultat. Când ești în fundul prăpăstiei, la pământ, în echilibru cel mai stabil, în locul unde vorbește Dumnezeu, este cazul să-ți deschizi urechile și să auzi. Să stai liniștit, să cobori în umilință și să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. Binecuvântată este ziua în care Dumnezeu ne trimite la această școală. Învățați lecția asta. Este absolut esențială. Numai celor umiliți Dumnezeu le dă har, celor mândri le stă împotrivă. Lăsați-vă umiliți de El. Nu înseamnă, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut geabul, n-ai pierdut nimic. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Și n-a încăput Dumnezeu pe lista ta de priorități să stea de vorbă cu tine. Că înaintea lui Dumnezeu era casa, erau mașinile, erau titlurile, erau ambițiile, erau funcțiile, erau toate alealte și făcea o alarmă grozavă. Și Dumnezeu zice, nu se mai poate așa. Ia du-te tu în pustie, că să stăm de vorbă. Binecuvântați ziua aceea, când Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu voi. Prima lecție a pustiei. A doua lecție pe care o învață Moise este că Moise are nevoie acum de o înviorare spirituală. Înviorează-te la izvorul apelor vii. Moise așezut lângă o fântână, n-a stat oriunde. N-a găsit un pietroi undeva să se odihnească, a stat lângă o fântână. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa de minunat, oricui bea din această apă, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa aceasta pe care o va da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Iisus te cheamă acum, după ce ai coborât, după ce ai încetat urcarea, ascensiunea, te așteaptă la izvorul apelor vii, te așteaptă acum să-ți dăruiască apa limpede a prezenței sale, a Duhului Său. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Moise este zdrobit, este singur, este ostenit, este al nimănui, nu știe unde se duce, știe doar unde a fost, nu știe unde se duce și are nevoie de odihnă și de înviorare.
și se oprește lângă o fântână. În această seară vreau să-ți spun că în deșertul acesta al vieții tale, în încercările prin care treci, în lipsurile, în crizele care au venit, Domnul vrea să stea de vorbă cu tine și vrea să-ți dea apa aceasta, izvorul apelor vii, care se găsește în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu. O, binecuvântat! Binecuvântat să fie eșecul acela care m-a dus în brațele Domnului Iisus Hristos. O, binecuvântată este respingerea aceea oamenilor care m-a forțat să caut brațele Domnului Iisus Hristos. O, binecuvântate sunt barjocurile dușmanilor care te forțează să cazi în genunchi și să-L cauți pe Domnul Iisus Hristos. Du-te la El. Nu există înviorare din speranțele deșarte ale acestei vieți. Există înviorare numai din Duhul Lui. Tu ai nevoie de asta. Du-te la fântâna asta a Lui care nu seacă niciodată, din care iese apă vie. Adapă-te și înviorează-te cu această apă vie. Când pierzi totul, spunea cineva, când pierzi totul, descoperi că Dumnezeu, că Iisus Hristos îți este suficient. Când pierzi tot ce ai avut, toate lucrurile în care ai avut încredere, toate lucrurile pe care te-ai bazat, când pierzi tot, descoperi că Iisus este suficient și că nu-ți trebuie nimic mai mult altceva. Veniți la mine, a spus El, toți cei trudiți și împovărați. Beți din apa asta, a spus Mântuitorul, și ea se va transforma în voi, în izvoare de ape vii, care vor țâșni în viața veșnică, care vor inunda și pe alții. A doua lecție a pustiului este lecția înviorării. Înviorează-te cu apa limpede a prezenței lui Dumnezeu. A treia lecție a pustiului este și ea la fel de importantă. Dezvoltă-ți o inimă de slujitor. Fetele lui Ietro au venit acasă foarte încântate și au povestit lui tata. Zice, un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă și a adăpat turma. Spun fetele cu entuziasm tatălui lor. Am găsit un egiptean care ne-a slujit. Lucru rar în vremea aceea, că ăștia așteptau să le slujească toată lumea. Egiptenii din vremea aceea erau americanii de astăzi. Okay? Era cel mai mare imperiu. Și ei se credeau entitled, nu? Să-i slujească pe ei alții. Egipteanul acesta însă le scapă pe fete din mâna păstorilor, probabil că erau ceva păstori pentecostali. Oricum erau niște păstori răi, niște ciobani răi care le-au necăjit pe fetele astea. Și atunci Moise a făcut puțină ordine cu ei, probabil și-a exersat puțin din arta marțială care a învățat-o, din arta războiului, nu? Și a pus pe fugă pe ciobanii aia. Și apoi, foarte umil, a scos apă pentru fetele acestea lui Ietro și a adăpat toată turma aceea de oi. Slujește. Moise începe să slujească. Până acum i s-a slujit. Cine știe câți slujitori umblau după Moise în fiecare dimineață de când se trezea? Vreți breakfast, măria ta? Nu? Cafeluța, cum să o aducem? Am citit o întâmplare foarte drăguță la Kmart. Era un bătrânel care lucra să le spună bun venit la cei de pe acolo, să le dea cărucior la intrare. Era un bătrânel simpatic, dar domnule avea o boală. Venea tot târziu. Cu 10-15 minute după începerea programului. Și într-o zi bossul l-a chemat la el în birou să-l pună un pic la punct. Ăsta lucra la pensie acum câte ceva, știți cum e în America, să nu te plictisești la pensie, nu? L-a luat bossul în birou și i-a spus, uite, știi ceva, îmi place foarte mult de tine, ești drăguț, simpatic, vorbești cu oamenii, toată lumea te adoră, dar e o problemă foarte mare, vii târziu, domnule.
Ce se întâmpla cu dumneatale când ai fost în slujbă și veneai așa târziu cu 5-10 minute? Ce ziceau ăia alții? Ce, de obicei ziceau, să vă aduc cafeaua acum, domnule amiral, sau mai târziu? Era un amiral de armată, din Navy, ok? Care la pensie saluta oameni de la Kmart, nu? Slujea, ok? Nu era rușine să slujească. Cred că se învârteau servitorii după Moise de dimineața până seara să-l slujească, nu? Și dintr-o dată ăștia dispar, Moise este în pustie și învață să slujească. Învață lecția slujirii. Când ai de necaz, când ai de probleme, când ajungi la universitatea asta deșertului, după ce Domnul te-a umilit și a început să te rogi și să te rogi serios, nu ca până acum, și ai început să bei apă din fântâna Domnului Iisus Hristos, acum învață să slujești, te rog. Pune-te să slujești altora. Numărul 1, învață să vezi necazurile altora. Învață să vezi necazurile altora. Pentru că întotdeauna sunt oameni mai necăjiți decât tine. Este cineva mai bolnav decât tine, cineva mai sărac decât tine, cineva mai nenorocit decât tine. Observă aceste lucruri, nevoile celora din jurul tău. Pentru că ajutând pe alții, te ajuți pe tine însuți. Ajutând pe alții, te ajuți pe tine însuți. Vizitează-l pe cel în spital și să vei vedea că scapi de bolile tale. Vei observa că boala ta nici nu merită atenție. După ce ai văzut câte suferință există în spitalul acela, te ajuți pe tine însuți. Moise are o mică victorie, îi pune pe fugă pe ciobanii răi de acolo și avea nevoie de mica asta victorie să se încurajeze un puțin. Nu? Mai era cineva care se mai temea de el. Nu? Slujind pe alții, te antrenezi pentru viitor. Faci exerciții pentru vremea în care Dumnezeu te va folosi. Și apoi nu uita niciodată că slujirea este întotdeauna răsplătită de Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește pe slujitorii Lui. Învață să slujești, pentru că în această universitate a pustiului, slujirea este de o importanță extraordinară. În al patrulea rând, a patra lecție, fii sensibil la călăuzirea divină. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, la Ietro, care a dat de nevastă pe fiica sa Sefora. Ea a născut un fiu care i-a pus numele Gershom, căci a zis el, locuiesc ca străin într-o țară străină. Fii sensibil la călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu începe să te călăuzească acum. Dumnezeu îi dă o familie, îi dă o slujbă, o țară de locuit, îi dă resurse. Omul pustiului care ajunge cu mâinile goale în Madian, în această țară a nimănui. Omul care este la fundul gropii, căzut la echilibru cel mai stabil la pământ. Omul care începe să se roage și să guste din Domnul. Omul care învață să slujească acum. Este sensibil la călăuzirea Domnului care creează un statut, îi dă o familie, îi dă o responsabilitate. Planul divin progresează în obișnuit. Știți asta? Mulți dintre noi am vrea să trăim numai la înaltă tensiune, nu-i așa? Numai pe vârf de munte. Până ajungi la vârful muntelui, există multe văi de trecut. Multe obstacole. Și pe vârful muntelui nu se stă mult, se stă foarte puțin. Obișnuitul vieții e mai degrabă valea decât muntele, urcușul decât momentul acela culminant în care te bucuri de perspectiva și de orizontul deschis a vârfului de munte. Planul divin progresează în obișnuit. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, toboganul ăsta pe care alunecăm de fiecare dată. Breakfast, lunch, dinner. În continuu.
copii care pleacă la școală, vin de la școală, haine care trebuie spălate ca să se murdărească iară și iară încă o dată până se rup. Farfurii care tot timpul le spălăm ca să le murdărim iară. Asta este viața? Yes. Asta este viața. Asta este viața obișnuită. Este cotidianul, este morișca asta care se învârte. În asta plămândește Dumnezeu planul Lui cu noi. Aici ne formează Dumnezeu un obișnuit pentru lucruri neobișnuite. În obișnuința aceasta a zilelor care curg, Domnul poartă de grijă. Mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare bucată de pâine de la masă, este intervenția Lui. Pentru fiecare zi de ploaie din Portland, pentru că este mâna lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu pentru obișnuitul ăsta. Uneori pare plictisitor. Dar în acest obișnuit funcționează planul lui Dumnezeu și grija lui Dumnezeu. Aici, în obișnuit, în toboganul de luni până duminică, primește Moise primele lecții de leadership. Cred că leadership vine de la leader și de la ship. Da? Să conduci oile. Leadership vine de la leader în ship. Okay? Să conduci oile, să fii cioban, să fii cioban bun. Știți că Dumnezeu când l-a ales pe David, Dumnezeu a zis așa, eu am nevoie de un cioban la turma asta mea care se cheamă Israel. Și a căutat un cioban bun. Pe David. Și Dumnezeu a zis, dacă ăsta a avut grijă de turma lui și a avut grijă bine și a păzit-o, o să-i dau și turma mea. Am încredere în el. That's leadership. Ok? Asta înseamnă leadership. Fii sensibil la planul Domnului pentru acum și aici. Și apoi, fii credincios Domnului în lucrurile mici. În lucrurile mici. Asta înseamnă călăuzire. Cineva a dat o definiție foarte frumoasă leadership-ului, a liderului, a conducătorului. Un lider adevărat, spunea A.W. Tozer, este mai degrabă cel care n-are dorința de a conduce, ci este forțat în poziția de conducere de o presiune interioară a Duhului Sfânt și de presiunea situației exterioare. Sunt două presiuni care te fac lider, te pun în leadership, așa, este o presiune interioară a Duhului Sfânt și o presiune din afară care te împinge acolo. Fără astea, vă rog, nu încercați. Nu este leadership, este lider la alte animale, nu la ship. Și ultima lecție pe care Moise o învață în pustiu și aș vrea să o discutăm puțin, fii credincios în lunga așteptare a intervenției lui Dumnezeu. 40 de ani. De multe ori m-am întrebat, Doamne, dar n-ai reușit într-un timp mai scurt să faci ceva cu omul ăsta? De ce 40 de ani? Și mi-am adus aminte că cineva s-a dus cu copilul la un profesor de pian să dea lecție și i-a spus profesorului, știi ceva, copilul meu mai știe ceva pian și profesorul zice, aha, deci știe, ia, atunci se dublează tariful, nu-i $20, e $40 la oră. Cum așa? Păi zice, acum îmi trebuie foarte mult efort să-l dezvăț de ce am învățat greșit, nu? Dumnezeu folosește uneori tot atâția ani să repare viața noastră cât am folosit noi să o stricăm. 40 de ani. Pentru că 40 de ani Moise a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Avea nevoie probabil 40 de ani să o uite. Avea nevoie de 40 de ani să învețe altceva. Nu? 40 de ani în această universitate a deșertului. Fii credincios în ceea ce Dumnezeu îți dă să faci. Du-te cu oile în fiecare zi și așteaptă vremea Domnului. Nu porni fără El. Așteaptă timpul lui Dumnezeu.
Ceasul lui Dumnezeu nu funcționează ca și ceasul nostru. Calendarul lui Dumnezeu e diferit. Așteaptă-l pe ăla, nu calendarul tău și ceasul tău. Nu obosi în monotonia aceasta cotidiană a așteptării. Mulți dintre noi suntem obosiți. Până când, Doamne, zăbovesc carele tale? Când vii, Doamne, să faci dreptate odată? De ce nu intervine Domnul? Ați auzit frazele astea, nu-i așa? Pentru că nu ne place așteptarea. Noi trăim într-o societate quick fix, nu-i așa? Instant. Microwave society. Pui paharul și fierbe apa. Nu avem timp să așteptăm. Vreau să vă spun că Dumnezeu are timpul, are tot timpul din lume. Nu? E al lui, timpul e al lui Dumnezeu. Are timp să aștepte. Poate că Dumnezeu stă 40 de ani cu tine și te lucrează și muncește la tine și te formează ca să te folosească 40 de zile sau 40 de minute. I don't know. Nu știu cât. Dar nu contează asta. Dumnezeu este credincios și lucrează la formarea noastră. Așteaptă ziua pentru că the graduation, ceremonia de terminare a universității o stabilește Domnul. El o să-ți înmâneze diploma când toate lucrurile sunt gata. Așteaptă. Haideți să vorbim puțin despre deșertul tău, despre deșertul vieții tale. Spuneam înainte că deșertul este un loc inconfortabil neospitalier. Așa-i? Inconfortabil și neospitalier. Dar locul acela este locul unde Dumnezeu are toată atenția ta. Ți-a luat toate jucăriile Dumnezeu, ți-a luat toate titlurile, ți-a luat absolut toate lucrurile, okay? Nu mai este nimic. Și acum Dumnezeu se bucură de toată atenția ta, că până acum i-a dat o atenție așa împărțită. I-am acordat o asemenea atenție lui Dumnezeu cum acordăm nevestelor noastre. Ne uităm la televizor și ele vorbesc. Și prindem câte un cuvânt, două, așa, din ce spun ele. Când ajungi în deșert, Dumnezeu se bucură de toată atenția ta. Vei sta în deșertul în care ești acum, până vei auzi vocea Domnului. Știi asta? Atitudinea ta decide condițiile în care vei sta de azi înainte și durata acestei școli. Atitudinea ta. Sunt oameni care în fața deșertului, în fața suferințelor, în fața necazurilor se revoltă. Și atunci Dumnezeu zice, trebuie să mai prelungim școala cu ăsta. Mai are nevoie încă de câțiva ani. Până te potolești, până îți consumi nervii, până ajungi la fundul gropii, până ajungi la echilibru stabil. Dacă nu s-a întâmplat nimic că ți-a luat casa și ești tot cu nasul pe sus și mândru, o să-ți ia și mașina, pe urmă o să-ți ia sănătatea probabil, cine știe ce o să-ți mai ia, toate jucăriile, până când Dumnezeu se va bucura de toată atenția ta și va putea să facă ceva din tine. Vei sta în școala deșertului funcție de atitudinea ta. Condițiile sunt funcție de atitudinea care o ai. Sunt oameni care stau foarte puțin în deșert pentru că învață foarte repede. Foarte repede. Când eram copil, tata nu avea nevoie de mare lucru să mă pedepsească. Dacă se uita urât la mine, eram bătut deja. Trei băieți am avut și unul la fel. Dar mă uitam urât, era bătut. Pe unul băteam în continuu și nu se prindea nimic de el. Fiecare om este diferit. Atitudinea noastră determină condițiile și durata disciplinei la care ne pune Dumnezeu. Deșertul este și școala descoperirii de sine. Și aș vrea să
Trec mai repede peste acest punct, ne apropiem de sfârșitul lecției noastre și ar vrea să închei cu cuvântul acesta Domnului din Psalmul 34, versetele 17 și 18. Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De aceea spune, bun venit deșertului, școlii deșertului în care te-a chemat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are un plan mare cu tine. Învață în această școală lecția umilinței. Dacă în viața asta este nevoie de ceva, în aceste zile este nevoie de umilință. Adevărata umilință. Și de multe ori m-am întrebat, de ce, Doamne, pui așa un accent atât de mare pe umilință? Pentru că reversul ei, mândria, este păcatul demonii care l-a scos pe satana din rai. Ok? Și umilința este primul pas prin care intri în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu te trimite la școala deșertului pentru că trebuie să zdrobească firea ta pământească. Oprește-te și oprește-te la fântâna lui Dumnezeu și începe să te rogi, caută-L pe Domnul. Gustă din apele vii, gustă din bunătatea lui Dumnezeu, gustă și vezi cât de bun este Domnul. Recorește-ți întreaga ființă în prezența lui Dumnezeu. Începe să slujești, slujește altora. Găsește ceva de făcut. Nu aștepta să ți se dea de făcut. Cineva spunea că dacă vrei să scapi de păstorii de astăzi, să facă hard attack, așa, să scapi repede de el, du-te la el și spune, frate, dăm ceva de lucru, că eu fac în numele Domnului orice. Cred că face hard attack, că nu mai auzit el chestia asta niciodată. Pune-te să faci ceva pentru Domnul. Lucrează pentru El. În această biserică pe care am început-o acum, în cererea de membru a bisericii, alături de cererea de membru a bisericii, dăm o listă cu vreo 25 de departamente de slujire din biserica noastră. Și fiecare este îndemnat să aleagă măcar unul din ele sau două unde vrea să slujească. Și dacă nu vrea să slujească nicăieri, nici noi nu-l primim membru, că nu avem nevoie de membri din ăștia care nu vor să slujească. Să meargă la alte biserici, că-ți pline bisericile de oameni care nu fac nimic. La noi toată lumea face ceva. Asta e găselnița noastră. Okay? Pentru că credem că toți suntem slujitori. Toți trebuie să slujim. Nu se poate altfel. Suntem slujitori. Se spune că a venit unitatea militară de pe câmpul de instrucție. Erau murdari plini de noroi, s-au descălțat de bocancii aia plini de noroi toți și înainte să se culce soldații, unul dintre ei care era pocăit de-al nostru s-a pus în genunchi și s-a rugat Domnului. Cum făceam fiecare seară. Unul dintre colegii lui rău și ateu și furios pe rugăciunile lui i-a luat bocancii aia și a dat cu... Și-a luat bocancii lui noroios și a dat în capul celuia care se ruga. S-a oprit bietul copil din rugăciune și s-a uitat ce se întâmplă, a continuat mai departe, s-a rugat. S-au stins luminile în dormitorul acela și dimineață omul acela rău care a dat cu bocancii plini de noroi și a găsit bocancii curățați, făcut cu cremă, lângă patul lui. Băiatul acela care i-a primit în cap în timp ce se ruga a considerat că cel mai bun lucru este să curățe bocancia aia, să facă frumoși și să răsplătească cu bine răul care i s-a făcut. A doua zi, atitudinea acelui om a fost complet schimbată. Eu cred că oamenii din jurul nostru s-ar schimba rapid și și-ar schimba atitudinea față de noi dacă am începe să slujim. Dacă am începe să răspundem cu această atitudine, dar asta nu se învață numai în deșert. Dacă n-ai ajuns la Desert University, probabil nu o să înveți asta niciodată.
Pentru că la școlile lui Faraon vei fi învățat să slujească alții, să scurățe alții pantofii ție, să-ți ducă alții geanta ție. La școlile lui Faraon am fost învățat ca pe ușile noastre să scrie reverend, mai marele, prea sfântul, prea fericitul sau nu știu ce prea, așa. La școala deșertului titlurile nu mai contează. În deșert numele make no sense. Titlurile nu mai contează. După ce ai trecut pe acolo, ești un alt om. Acum Dumnezeu se poate folosi de tine. De aceea mulțumește Domnului când vin necazurile, vin problemele și vine deșertul peste tine. Înseamnă că Domnul este bun. Înseamnă că are un plan mare cu tine. Mulțumește Domnului pentru încercări și binecuvântează ziua aceea în care Domnul ți-a atras atenția, în care te-a asigurat că nu-l mai tulbură și părtășia cu el nu mai tulbură nimic. Binecuvântată este ziua aceea când Dumnezeu ne scapă de toate lucrurile care ne-au împiedicat să-L auzim. V-aș îndemna să încheiem seara aceasta cu o rugăciune și